De ce să particip la examenul de acreditare de anul acesta? De ce nu? Este un examen, într-adevăr, un examen foarte serios. Ai nevoie de cunoștințe, dar cum altfel te-ai apucat să înveți? Să înveți mai mult decât înveți de obicei. Și de ce încurajezi acreditarea? Pentru că o consider o investiție pe care dacă o faci astăzi, îi vei câștiga roadele și pe termen scurt și pe termen lung. Cred că una din sperietorile care fac pe mulți să nu se apropie de examenul de acreditare este acel subiect numărul 1 din proba scrisă, care înseamnă rezolvarea unui studiu de caz cu trei întrebări cheie care decurg una din alta și care făceau în anii din urmă, făceau ca dacă nu poți să rezolvi prima parte a întrebării, le greșești automat și pe celelalte. Am analizat cu mai mulți colegi acest aspect și am ajuns la concluzia că ar fi de dorit ca acest test teoretic să fie studiu de caz, să fie spart în bucăți, în sensul că cele trei chestiuni, cele trei probleme care trebuie să fie rezolvate, să nu aibă legătură una cu alta. Poți să greșești la unul, poți să le rezolvi bine pe al doilea și pe al treilea. Așa încât dacă rezolvi două din cele trei, obții automat peste două treimi din punctajul acordat pentru acest subiect. Asta ar face ca foarte multă lume să nu mai aibă acest stres al complexității excesive a subiectului acesta teoretic. Acreditarea deschide noi oportunități de proiecte și de clienți. Prin urmare, dacă dorim să avem proiecte mai provocatoare sau clienți mai sofisticați, acreditarea este soluția. Sunt membru la acreditare 3 ani, iar acest lucru mi-a oferit oportunitatea de a învăța lucruri noi, lucruri de detaliu, care s-au reflectat ulterior în calitatea serviciilor pe care le ofer clienților. Sunt și o serie de beneficii, de exemplu, punctuale acordate de asociație, cum ar fi, de exemplu, anul acesta acordarea unor facilități, respectiv participarea la pregătirea profesională pe baza unui voucher acordat de președintele ANEVAR sau câștigarea unui loc la o manifestare internațională la care un membru care a parcurs, care a luat examenul anul acesta, se poate beneficia. Roadele pe termen scurt sunt cele ale creșterii nivelului de cunoștințe, de fapt, într-un timp foarte scurt, având în vedere că odată ce ai intrat în acest demers, ești nevoit să pui burta pe carte măcar o lună înainte, pentru că examenul este unul riguros și sper că va rămâne riguros în continuare. Toți cei care au trecut acest demers și-au dat seama că e un mare avantaj. Când am luat hotărârea să particip la examen și am consultat bibliografia, mi s-a părut într-adevăr stufoasă, foarte stufoasă. Dar în momentul în care m-am apucat de învățat, lucrurile au părut accesibile. Eu aș încuraja pe toată lumea să se gândească că este un prim pas spre acest nivel superior de calificare profesională, spre care trebuie să tindă cât mai mult. Eu cred însă în avantajul pe termen lung și dacă vreți o predicție sau un aparat, ar fi ca în câțiva ani de aici înainte majoritatea evaluatorilor din România să fie membri ANEVAR acreditați. Vă încurajez să participați la acreditare. Sunt minunate aceste cursuri, sunt nemaipomenite informațiile pe care le aflați în momentul în care v-ați apucat de învățat, iar la sfârșit o să fiți felicitați.